Bună seara, doamnelor, domnilor, începe principalul Jurnal al Zilei aici la TV Sud. Sunt Iulia Blondea, haideți să urmărim care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Frichindrii au sărbătorit Ziua Copilului prin numeroase activități, concursuri, spectacole și personaje de poveste, de toate au avut parte copiii din mod. Încă un șef din IPJ Goj a fost pus sub acuzare, despre cine este vorba, aflați imediat la jurnal. Și primii turiștii au și sosit pe Transalpina, șoferii care tranzitează zona trebuie însă să se adapteze unor restricții. Mii de oameni pe stadionul municipal în a doua seară de manifestări dedicate absolvenților din municipiu, elevi, profesori și părinți, au participat la festivitatea de absolvire. Absolvenții a trei licee din Târgu Jiu au primit diplome de sfârșit de an, iar ulterior și-au luat rămas bun de la profesori și colegi. Evenimentul s-a încheiat cu un concert susținut de Spike. Mamă, mai avem decât pe până 6 ore. Mamă, să nu mă trebuie să mă duc de grăzi. Nu mai văd tânăr, că nu. Am o piesă mai întâi, bă, nu, nu, stai, că nu te zic că te zic, 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 dar nu. Dacă știi, să mă cam așa. Nu știi ce vreau. Yeah.
Câteva mii de tineri au fost seara trecută pe stadionul municipal la cel de-al doilea spectacol organizat de autorități la festivitățile pentru absolvenți. După ce și-au primit rând pe rând diplomele, tinerii s-au distrat până la miezul nopții la concertul organizat de autorități. Primarul Marcel Romanescu a anunțat că săptămâna viitoare municipalitatea va organiza și o festivitate de premiere a elevilor cu performanțe la Olimpiadele Naționale. Urmează ca săptămâna viitoare să premiem toți elevii cu rezultate deosebite la Olimpiadele Naționale. Așa cum mi-am obișnuit, avem o festivitate de... Vești bune pentru turiști, în această dimineață cea mai înaltă șosea din țară, Transalpina, s-a redeschis circulației rutiere. Un utilaj al secției de drumuri naționale din Târgu Jiu a îndepărtat parapetele din beton așezate la ieșire din Rânca înspre Obârșa Lutrului, iar turiștii au putut să parcurgă drumul printre nori. Traficul rutier este deschis până la lăsarea întunericului, însă este impusă o restricție de viteză de maximum 30 de km pe oră. Drumarii s-au urcat în utilaje și au îndepărtat parapetele care bloca accesul autovehiculelor pe Transalpina, pentru că au reușit să elimine zăpada care mai exista pe anumite porțiuni și să pregătească șoseaua pentru sezonul de vară-toamnă. Circulația rutieră a fost deschisă în această dimineață la ora 8. Astfel, conducătorii auto din țară și din străinătate se pot bucura din nou de peisajele de pe Transalpina, însă trebuie să se adapteze unor restricții. Începând cu această dimineață, a fost deschisă circulația rutieră pe DN67C, tronsonul de drum cuprins între Rânca și Obârșa Lotului. Circulația se desfășoară cu următoarele restricții. Viteză maximă 30 de km pe oră, masă maximă totală autorizată 3,5 tone, iar accesul este permis între orele 7 și 21. Toate aceste măsuri au fost luate pentru a se asigura o circulație în condiții de siguranță maximă pentru toți participanții la trafic.
Acum proprietarii de spații de cazare din Rânca își freacă mâinile de bucurie. Patronii se așteaptă ca numărul de turiști să crească după redeschiderea Transalpinei, asta pentru că vine vara, care reprezintă un adevărat refugiu pentru cei care vor să fugă de caniculă, temperatura fiind cu cel puțin 10 grade mai scăzută. Astăzi, de 1 iunie, ziua copilului, la Motru, primarul municipiului Cosmin Morega organiza mai multe activități pentru copiii din localitate. Activitățile au început însă de dimineață, iar micuții din oraș au participat la concursuri care s-au lăsat cu premii și medalii. Dulciuri, jucării, spectacole, dar și personaje de poveste. De asta au avut parte micuții din Motru. Autoritățile locale le-au pregătit programe speciale astăzi de ziua lor. Copiii au fost distrați în principal de clovnul prezent la evenimentele desfășurate astăzi. După ce au participat la mai multe concursuri organizate de autorități cu ocazia Zilei Copilului, micuții au fost premiați de municipalitate. Daniel! Hai, avem? Hai, Daniel! Hai, ce vedem care am câștigat, te dăm un pic deoparte să-l dăm la copilaș. Uite aici, mami! Nu sunt mami! Ghița, Luca! Ghița, Luca! Ghița, Marc! Recenzarea populației întârzie și la Gorj, deși recenzorii ar fi trebuit să bată deja la ușile oamenilor încă de ieri. Acest lucru nu s-a întâmplat, motivul: lipsa tabletelor pentru intervievarea gorjenilor. Dispozitivele electronice nu sunt racordate la sistemul de preluare a informațiilor, iar recenzorii nu au un grafic cu persoanele care trebuie recenzate. Astfel, procesul de recenzare în județul nostru va debuta cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare. Procesul de recenzare a debutat cu stângul și la Gorj tabletele folosite de recenzori nu au fost pregătite pentru a începe deplasarea în teren. Potrivit șefului de la Direcția Județeană pentru Statistică, Gorj, cei peste 300 de recenzori vor pune lucrurile la punct, iar până la sfârșitul săptămânii vor planifica și adresele care urmează a fi recenzate. Practic, în 27 mai a fost ultima zi de autorecenzare. Pentru început, să mai repet, s-au completat în această perioadă de autorecenzare 185.955 de chestionare, din care 42,5% în mediul urban și 57,5% în mediul rural. Prin cele două metode, 72,7% cu ajutorul recenzorilor ARA, deci autorecenzarea asistată, și diferența de 27,3% autorecenzare pe cont propriu. Ar fi trebuit în data de 31 să fie prima zi în care recenzorii de teren să înceapă recenzarea efectivă prin interviu față în față, numai că există în această perioadă pregătim tabletele pentru sincronizare și acestea reprezentând un număr la nivelul cel puțin județului Gorj, 348 de recenzori, se va face conform precizărilor primite de la Unitatea Centrală de Implementare a Recensământului. În data de 2, 3 și 4 iunie nu se pot face, deci și este perioada valabilă pentru sincronizare la nivelul întregii țări. Practic, în medie, va trebui în fiecare zi un număr de 120 de tablete pe parcursul unei zile, de dimineața până seara. Totuși, în această perioadă, începând astăzi, întâi, până la sfârșitul săptămânii, sperăm noi,
Recenzorii împreună cu coordonatorii, cei 70 de coordonatori stabiliți la nivel de județ, la nivelul fiecărui OAT și cei 14 recenzori șefi stabiliți la nivel de municipii și orașe, cu excepția orașului Ciclen, care nu au recenzori șef. Municipiul Târgu Jiu are 6 recenzori șef, Motru 2 recenzori șef și fiecare din celelalte orașe câte un recenzor șef. În această perioadă, deci accentul se va pune pe, deci până la primirea tabletelor, se va pune pe recunoașterea sectorului de recensământ, planificarea adreselor de recenzat. Primăriile au fost anunțate deja despre acest proces de recenzare, iar cele 20.000 de tablete primite de recenzori vor culege datele direct din teren. Sincronizarea, ca să nu avem surprize, deci am decis să o facem la nivelul Direcției Județene de Statistică, astfel încât fiecare recenzor să primească tableta cu sectorul respectiv și cu celelalte materiale în plic. Pe lângă tabletă care necesită această operațiune de sincronizare, vor primi hărțile aferente sectorului pe care l-au de parcurs, opisurile cu adresele respective. Și de menționat că pe lângă cei care nu s-au autorecenzat, vor mai rămâne de recenzat, avem și, deși în prima perioadă s-au autorecenzat, fie au omis, au preînregistrat, să zicem, dau un exemplu, 3 persoane și o persoană a fost omisă, în această situație recenzorul de teren va trebui să revină la acele gospodării și să facă, să completeze datele pentru acele persoane care fie au fost invalidate, fie nu s-au autorecenzat, au omis din grabă sau știu din neatenție. Gorjenii care vor refuza să-i primească pe recenzori riscă amenzi usurătoare. Totodată și recenzorii sunt pasibili de amenzi. Dacă în prima etapă a fost opțional, în sensul că dacă nu te-ai autorecenzat, nu primeai amendă, de la această dată, deci cei care refuză cu obstinație să se recenzeze, să primească vizitele recenzorilor de teren, sunt pasibili conform reglementărilor din ordonanța 19/2020, cu modificările ulterioare, sunt pasibili de amendă între 1.000 și 3.000 de lei, iar persoanele juridice, cum avem în cazul spațiilor colective de locuit, ajung până la 5.000 de lei. Sub acelea sancțiuni sunt pasibili și cei care recenzori, personalul de recensământ care nu respectă normele de confidențialitate. Eu am un angajament de confidențialitate completat și semnat în fața reprezentantului legal al UAT-ului. Dar sperăm să nu fie cazul, pentru că este până la urmă, formularele nu se schimbă practic, în singura diferență este că întrebările sunt aceleași care și în prima perioadă. Singura diferență este că trebuie, în momentul în care ai ajuns la adresa la care trebuie recenzată locuința persoanele respective care locuiesc, trebuie, când se deschide tableta, se înregistrează și coordonatele GPS. Recenzarea pe teren trebuia să înceapă marți 31 mai după ce s-a terminat autorecenzarea online, dar a fost amânată pentru ziua de vineri, 3 iunie. Recenzământul a început pe 14 martie și s-a făcut pentru prima dată în format online. De la sfârșitul săptămânii, colectarea datelor se va face de către recenzori. Concret, cei care nu s-au autorecenzat online vor fi vizitați acasă de recenzori și vor trebui să completeze chestionarele de față cu aceștia. Această etapă va avea loc în perioada 3 iunie-17 iulie. Tragedie în județul Caraș-Severin, un bărbat din Vâlcea a murit după ce a căzut de pe turla unei biserici. Vâlceanul de 49 de ani efectua lucrări la o biserică dintr-o localitate din Caraș-Severin și la un moment dat, într-o clipă de neatenție, a alunecat și a căzut de la înălțime. Căzătura i-a fost fatală.
Tragedia s-a petrecut în localitatea Scăiuș, din județul Caraș și Severin. Bărbatul de 49 de ani din județul Vâlcea efectua lucrări la biserica din localitate. La un moment dat, bărbatul a alunecat de pe o schelă și a căzut de la înălțime. Imediat, colegii săi au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție. Medicii au încercat să-i salveze viața bărbatului și i-au aplicat 10 de minute de manevre de resuscitare. Totul a fost în zadar, pentru că bărbatul nu a mai putut fi readus la viață și i s-a declarat decesul. La fața locului s-au deplasat și mai multe echipaje de poliție, dar și cei de la ITM. Cele două instituții au declanșat acum anchete în acest caz pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a decedat bărbatul din Vâlcea, dar și dacă acesta era angajat cu forme legale de muncă. O femeie din Vâlcea a fost condamnată la peste 2 ani de închisoare. Ea a fost găsită vinovată de săvârșirea infracțiunii de furt. Anchetatorii au stabilit că timp de 2 ani, femeia s-a racordat ilegal la rețeaua electrică a orașului Drăgășani și a furat curent. Instanța a condamnat-o la închisoare cu executare, iar polițiștii au încarcerat-o deja în penitenciar. Polițiștii din Drăgășani au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis pe numele unei femei care este condamnată pentru comiterea infracțiunii de furt. La data de 30 mai, polițiștii orașului Drăgășani au dus la îndeplinire un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de judecătoria Drăgășani pe numele unei femei de 39 de ani din localitate, condamnată la o pedeapsă privativă de libertate de 2 ani și 2 luni de închisoare în regim de detenție pentru săvârșirea infracțiunii de furt. În fapt, în perioada 2015-2017, aceasta a confecționat artizanal instalații clandestine prin intermediul cărora s-a racordat în mod ilegal la rețeaua de energie electrică a orașului, sustrăgând astfel energie electrică, a transmis IPJ Vâlcea. Persoana în cauză a fost încarcerată în penitenciarul de maximă siguranță Craiova din județul Dolj. Caz incredibil în județul Dolj, un profesor a fost reținut de polițiști pentru că i-a cerut favoruri sexuale unei eleve. Profesorul de istorie, un bărbat de 66 de ani, a sunat-o pe eleva de 19 ani și a solicitat favoruri de natură sexuală în schimbul îmbunătățirii situației școlare. Eleva a alertat imediat poliția, iar profesorul a ajuns după grad. Profesorul preda istoria la Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan. El este acum bănuit de comiterea infracțiunii de folosire abuzivă a funcției în scop sexual. Totul după ce o elevă a alertat poliția că profesorul a sunat-o și a făcut propuneri indecente. Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 de o tânără de 19 ani, elevă din Craiova, cu privire la faptul că un bărbat de 66 de ani, profesor, ar fi contactat-o telefonic și ar fi pretins favoruri de natură sexuală în schimbul îmbunătățirii situației școlare la materia pe care o predă. Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară la locuința bărbatului în cauză din Craiova, în urma căreia a fost ridicat telefonul mobil care ar fi fost folosit la comiterea infracțiunii, a menționat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Mihaela Sadoveanu. Profesorul de 66 de ani a fost asaltat de poliție, dus la audieri, iar apoi a fost reținut pentru 24 de ore. El va fi prezentat și instanței cu propunere de arestare preventivă. Doamnelor, domnilor, urmează acum o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți-ți alături de noi pentru că revenim imediat, evident, cu noi informații. Poate că timpul trece, dar unele lucruri rămân mereu neschimbate. Stihl, proiectat să dureze. Acum ai motofereastrăul MS-231 la prețul recomandat de 1550 de lei, TVA inclus. În plus, primești gratuit 10 litri de ulei Forest Plus. Ofertă valabilă până la 30 noiembrie în limita stocului disponibil. Pentru mai multe modele și oferte speciale de toamnă, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport. Din Târgu Jiu, Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Artego S.A. este prezent pe piață de peste 4 decenii și este lider autohton și european în producția articolelor de cauciuc. Pe
peste 100 de tipuri de benzi transportoare și 150 de variante de plăci tehnice și covoare produse într-o singură fabrică. Artego. ...65 de brevete proprii, numeroase premii naționale și internaționale de excelență pentru calitate și tehnologie fac din Artego partenerul la care veți găsi soluții pentru toate nevoile afacerii dumneavoastră. Artego S.A. Prețuri minime, calitate maximă. Hotel Dacian a situat pe malul Jiului la 200 de metri de parcul central Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, la 500 de metri de centrul orașului. Vă oferă servicii de cazare individuală sau grupuri la cele mai convenabile prețuri și în condiții de confort sporit. La noi găsiți 15 camere single, double, triple și apartamente recent renovate dotate cu aer condiționat, frigider, televizor și baie individuală. Oaspeții motelului Dacian au acces la internet și parcare gratuită, iar mesele se servesc în restaurantul propriu. De asemenea, Dacian beneficiază și de o sală de evenimente cu o capacitate de 500 de locuri și sală de conferințe. Din luna iunie 2021 organizăm evenimente deosebite, nunți, cununii civile, botezuri și majorate. Detalii la numărul de telefon 0727-887-581. Motel Dasiana, strada Jiului numărul 4 din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag! Și suntem din nou în direct, doamnelor, domnilor, urmăriți acum grupajul de știri pe scurt. În cadrul galei premiilor Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2021, lui Ion Cepoi, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, i s-a înmânat pe scena teatrului Elvira Godeanu o diplomă de excelență pentru contribuția prețioasă la promovarea literaturii române contemporane. Personalității reprezentative ale culturii române, printre care și Ion Cepoi, a fost decorat în anul 2020 de către președintele Klaus Iohannis. Premierea a avut loc în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni în contextul Zilei Culturii Naționale. Președintele Klaus Iohannis a conferit medalia Meritul Cultural clasa a treia lui Ion Cepoi. Cepoi este în prezent directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. A absolvit Facultatea de Litere a Universității din Iași, iar apoi a lucrat ca secretar literar al Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Gorj, care instrumentează dosarul de tortură și tentativă de omor, au pus sub control judiciar un alt șef din IPJ Gorj. Este vorba despre șeful echipei de intervenție, echipă care l-a bătut cu bestialitate pe șoferul fugar din Novaci. El a fost citat ieri la audier și ulterior a fost lăsat în libertate, dar sub măsura controlului judiciar. IPJ Gorj l-a suspendat din funcție și l-a pus la dispoziție pentru că în cazul său s-a început urmărit penală. La fel s-a întâmplat și în cazul șefului postului de poliție din Novaci. Ambii se află sub control judiciar, iar patru mascați sunt arestați preventiv pentru 30 de zile în acest dosar penal. Actorii Teatrului de Păpușii Pinocchio din cadrul Școlii Populare de Artă Constantin Brâncuș din Târgu Jiu le-au pregătit copiilor de ziua lor o piesă de teatru cu păpuși. Evenimentul a fost organizat la Teatrul de Vară din oraș, iar 10 de prichindei au venit să vadă piesa. Băiatul și vântul, aceasta a fost piesa pusă în scenă astăzi, o poveste regizată de actrița Cornelia Diaconu. Copiii au fost încântați și au privit cu atenție sceneta. Spectacolul a început la ora 10, iar prețul unui bilet a fost de 7 lei. Doamnelor, domnilor, principalul jurnal al zilei a ajuns la final. Domnii, urmați mândra dumneavoastră, rămâneți însă alături de TV Sud. Și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. Așadar, stați cu noi!
Sărbătorim astăzi 54 de ani de la înființarea instituției noastre. În 1968 a apărut în Gorj o instituție nouă, inițial ca o filială a Casei Creației Populare Craiova, Dolj, apoi a devenit instituție de sine independentă.